Miel sau mială? Într-un an de joia mare, oicanelul plin de viață se dușea cu un miel în cârcă să-l târguie la piață. Când se ieși el cu veiul pe cărarea de sub pod, să-i vi și brusturică, polițaiul nostru al șod. Ce-i ăsta, miel sau mială? Ia răspunge miuceșei, că s-o dat o lege nouă să se vindă numai mei. Domnul șef, eu zic că-i oablă să uită la el nanielul. Doar să vege de pe lună că am plecat să târgui mielul. Nu ce cred, răspunsă șeful, porășindu-i să se întoarne. Dacă e miel, ia zâmi și mie, pe de ce nu are coarne? Ba, e miel, să râsă nielul, și ce întreb ca pe un bărbat. Dar păi, cum i-ar crește coarne dacă nici nu e însurat?